Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Timpul, locul și scopul lui Dumnezeu pentru viața ta. Le-a așezat anumite vremuri și a pus anumite hotare locuinței lor, ca ei să caute pe Dumnezeu. Faptele Apostolilor, capitolul 17, versetele 26 și 27. Vă invit să ne uităm la trei expresii din aceste versete. Întâi, le-a așezat anumite vremuri. Poate părinții tăi nu te-au dorit, dar Dumnezeu da. El a programat momentul nașterii tale. El are un scop pentru viața ta și este mereu preocupat de tine. Dacă ți se pare că sună prea bine ca să fie adevărat, citește și Psalmul 139, de la versetul 16. Când nu eram decât un plod fără chip, ochii tăi mă vedeau și în cartea ta erau scrise toate zilele care mi erau rânduite, mai înainte de a fi fost vreuna din ele. Cât de nepătrunse mi se par gândurile tale, Dumnezeule! Iată o temelie pe care să-ți zidești stima de sine. O a doua expresie. A pus anumite hotare locuinței lor. Voia lui Dumnezeu pentru tine este să fii la locul potrivit. De aceea El stabilește hotare. Uneori El va spune, nu merge acolo, vreau să stai dincolo. Sau, nu rămâne aici, vreau să merge acolo. Doar pentru că cineva merge într-un anumit loc și are succes, nu înseamnă că și tu vei avea. Domnul întărește pașii omului când îi place calea lui. Scrie în Psalmul 37, versetul 23. Include-L pe Dumnezeu în fiecare aspect al vieții tale, căci atunci când El te călăuzește, El se și îngrijește de tine. Și o a treia expresie, ca ei să caute pe Dumnezeu. Fiecare intervenție a lui Dumnezeu în viața ta este menită să mărească dependența ta de El. Fiecare misiune pe care ți-o dă necesită participarea Lui pentru ca tu să reușești. Cu toate darurile sale nemaipomenite, Apostolul Pavel a recunoscut, nu că noi prin noi înșine suntem în stare să gândim ceva ca venind de la noi. Destoinicia noastră, dimpotrivă, vine de la Dumnezeu. Am citit din 2 Corinteni, capitolul 3, versetul 5. Meditează deci astăzi la timpul, locul și scopul lui Dumnezeu pentru viața ta.